Vremea rea continuă să pună în dificultate traficul rutier. Polițiștii atrag atenția șoferilor să respecte cu strictețe regulile de circulație, mai ales că județul Neamț se află sub avertizare de cod galben de Instor și Viscol. Chiar dacă suntem pe cod galben, unii conducători auto încă mai sunt surprinși că ninge afară în această perioadă. Începând din cursul nopții, pe raza județului a început să ningă. Nu au fost temperaturi scăzute, fapt pentru care pe partea carosabilă nu s-a așternut un strat de zăpadă și nu avem zone cu gheață sau polei. Carosabilul este negru umed la ora actuală pe toată rețeaua de drumuri din județ. De asemenea, nu am avut înregistrate nici evenimente rutiere, nici cu victime, nici cu pagube materiale. Noi monitorizăm în continuare traficul rutier, toate echipajele de la drumul național și de la cei care administrează drumurile județene și comunale sunt pregătite. Există stocuri suficiente de material antiderapant. Cei care se află la volan sunt sfătuiți să circule cu prudență, să mărească distanța de siguranță în mers, să utilizeze luminile de întâlnire și să evite efectuarea manevrelor bruște în trafic. Revenim cu recomandările obișnuite pentru conducătorii auto de a-și echipa autovehicule cu pneuri pentru iarnă, autoturismele în special cu pneuri pentru iarnă, la autocamioane, pentru că din experiență vă spun că problemele cele mai mari le-am avut în anii precedenți și chiar la începutul acestei ierni cu tirurile care nu aveau lanțuri și care atunci când ajungeau într-o zonă unde trebuiau să urce o rampă, apărea fenomenul de patinaj datorită faptului că ei nu puteau să-și echipeze tirurile cu capetele tractoare la tiruri cu aceste lanțuri. De asemenea, rezerve suficiente de carburant, verificarea funcționării sistemului de dezaburire, atenție sporită în trafic, respectarea indicațiilor polițiștilor rutieri. Poliția rutieră îi sfătuiește de asemenea pe operatorii de transport care dețin autovehicole cu masa mai mare de 3,5 tone să monteze pe roți lanțuri antiderapante și să dețină echipamente de protecție, mai ales că vremea se anunță a fi capricioasă și în următoarele zile.